Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante! Vreau să mulțumesc noilor abonați, fiindcă au ales comunitatea noastră, comunitatea persoanelor care vor să înainteze în vârstă frumos și elegant. Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă motivez să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe, să dați like dacă se merită. Și dacă aveți curaj, să scriți și comentarii. Un filmuleț care este cerut pentru doamnele care își doresc să știe când n-ai chef de alergat, când n-ai chef să faci exerciții dimineața, să faci ceva să te înviorezi, cum ar fi bine ușor să ne trezim, înviorăm, să ne trezim. Vreau să vă arăt doar trei exerciții care eu le fac când nu am chef să ies la galer, să fac exerciții de jumătate de oră, de o oră. Sunt foarte, foarte simplu. În primul rând, aceste exerciții mi le-a recomandat un manualist care îl cunosc de mai mult timp și știu că sfaturile lui sunt foarte benefice. Și eu le practic atunci când nu vreau să fac exerciții dimineața, doar ca să mă trezesc. Să am un lifting al feții, să fiu proaspătă, să mă înviorez. Deci primul exercițiu, cel mai simplu, este de a umfla obrajii. Adunăm aer în gură și ținem obrajii timp de la 10 secunde până la 30 de secunde. Cam așa. Simțiți cum mușchii se întind, se extind, fiindcă în timpul nopții mușchii sunt relaxați, uneori sunt și crispați, la unele persoane sunt crispați, de ce și acest exercițiu este foarte bun pentru a toniza, pentru a extinde mușchii, pentru a ridica, pentru un lifting, fiindcă nu numai că extinde mușchii, dar și stimulează circulația sângelui și a limfei. Un alt exercițiu poate că mai complicat pentru unele persoane, pentru cei care au vârtejuri, au tensiune, nu l-aș recomanda. Dar mie îmi place și foarte ușurel, să zicem. O vibrație în zona cervicală. Alegem poziția, ne relaxăm, alegem poziția confortă, ușoară, ca mișcările zona cervicală să fie așa vibraționale. Puțin, puțin acționăm la receptori. Doar așa o mișcare fină, fină, foarte, foarte duioasă. Mișcăm, mișcăm ușurel, ușurel și simțiți cum vibrează tot organismul. Mișcăm timp de 3 minute. Puteți să numărați, puteți să vorbiți, doar că să vă concentrați. Dacă puteți să vă concentrați vorbind, concentrați-vă. Dacă puteți, pur și simplu să stați liniștiți. Mie îmi place acest exercițiu, este foarte așa subtil, un exercițiu care chiar te trezește. Eu simt vibrații prin tot corpul, până la degetele mâinilor și până la degetele picioarelor. O relaxare totodată și o înviorare, o dorință de trezire. Și un alt exercițiu care mai mult acționează iarăși la zona cervicală și la zona feței, la zona craniului, este că așezăm limba pe partea interioară a dinților și mișcăm ușuril ca o arcă peste cerul gurii, să formeze limba o arcă și țineți timp de 10-30 de secunde. Așa. Puteți un pic să relaxați, puteți să vă mișcați, să vă relaxați. Eu am simțit în zona bărbiei, în zona urechilor și chiar în zona temporală, în zona ochilor, am simțit așa un impuls, parcă niște înțepături.
Asta este foarte bine că se trezesc receptorii mușchiorilor de la față. Se stimulează circulația sângelui. Se stimulează și procesele metabolice în zona aceasta. De aceea și creierul primește oxigen. Creierul primește, se irigă cu sânge. Și trezirea matinală. Cam atâta am vrut să vă arăt în caz când vă grăbiți, în caz că nu aveți timp să faceți exerciții matinale. Eu vă doresc o zi frumoasă, succese, vă iubesc și vă îmbrățișez. Vă aștept și la alte filmulețe. La revedere!